Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi voi pregăti sfințișori. Pentru sfințișori aveți nevoie de 1 kg de făină, 700 de ml de lapte, 100 de grame de zahăr, coajă rasă de portocală, 100 de ml de ulei încălzit, o linguriță de sare, o linguriță de zahăr vanilat, jumătate de linguriță de turmeric pentru culoare, 30 de grame de drojdie care am făcut mai cu un pic de lapte și o linguriță de făină, iar pentru decor aveți nevoie de miere de albin, nucă măcinată și pentru uns frișcă vegetală. Pentru început voi adăuga peste zahăr un pic de lapte cald și amestec cât să se topească. Voi adăuga zahărul, portocala, sarea, voi adăuga și turmericul. Turmericul este opțional. Zahărul vanilat și amestec totul un pic. Voi adăuga treptat lapte călduț, nu tot deodată. Este posibil să intre mai mult de 700 de ml. Voi adăuga și maiaua. Uitați de la turmeric ce culoare frumoasă are. Și mai adaug lapte. Am pus aluatul pe o planșă de lucru, uleiul călduț, voi lua și voi amesteca foarte bine până începe să facă bule. Îl voi lăsa la dospit până își dublează volumul. Aluatul a crescut și a dublat volumul. Voi presăra o planșă de lucru, un pic de făină. Este un aluat, parcă e de cozonac, uitați cum arată. Voi împărți aluatul, împărți cam 8-9 bucăți băreșii. Voi forma niște bile și voi pune cu lapte lucru. Voi începe să fac sfințișorii. Voi forma un sul mai lung în care îl voi împleti și voi forma 8-uri. Aluatul ăsta puteți face și cozonaj de post. Tind foarte bine capetele jos. Și acum îi voi pune în tavă. Voi lăsa distanță între ei. Voi unge cu frișcă vegetală pentru a prinde o crustă frumoasă. Puteți unge și cu lapte de soia. Eu am format și sfințișori împletiți, am format și niște melci. Așa. Am preîncălzit cuptorul la 160 de grade. Îi voi ține cam 20 de minute. 20-25 de minute. Cam așa. Sfințișorii sunt gata. Îi voi lua și îi voi unge cu miere. Voi presăra nucă, miroase foarte, foarte bine. Sfințișorii sunt gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!